E bine din când în când să ne readucem aminte și să ne aliniem pe o vibrație mai frumoasă a sufletului nostru decât să ne tot gândim la probleme, nu? Adică mai să ne adunăm așa ca între prieteni. În ultimii ani am încercat să regăsesc bucuria vieții pe pământ și am încercat să-mi readuc aminte de ce totuși sufletul meu a ales să vină pe pământ, adică îi dau un pic de credit că nu-i chiar tâmpit și înseamnă că a văzut el niște avantaje în a alege această experiență umană. Și am început să descoper tot mai mult și să-mi reamintesc tot mai mult că viața pe pământ este un dar. Și cu asta o să încep, dar cred că cu asta o să și terminăm. Vreau să vă gândiți, măcar pentru o secundă, vă știți că viața voastră este un dar? Știți că viața voastră a fost un dar pentru părinții voștri? V-ați gândit vreodată cât de mult, acum poate nu chiar în cazul tuturor, dar cât de mult părinții voștri și-au dorit să aibă un copil? Da? Și pentru voi, pentru ei, voi ați fost darul divin pe pământ. Și vă invit să păstrați această idee în capul vostru. Gândiți-vă la prietenii voștri. Credeți că pentru ei prezența voastră este un dar? Când au nevoie să se relaxeze, să se bucure, când vă sună, sunteți un dar pentru ei, viața voastră, prezența voastră. Ok. Gândiți-vă când copiii voștri au nevoie de voi. Sunteți un dar pentru ei, sunteți un ajutor, sunteți acolo un cadou de la divinitate, o mână întinsă în formă umană. Ce a fost frumos a fost că, de fapt, viața există doar în relație cu altceva. Noi nu existăm în afara relațiilor. Totul este pentru că suntem în relație. Orice emisie, orice gând are un efect asupra întregului. Și orice gândește cineva, voi în momentul în care emiteți iubire, iubirea aia ajunge la oamenii ăia. Când emiteți supărare, supărarea ajunge acolo. Noi nu suntem separați, noi suntem atât de interconectați încât habar n-avem cu mintea noastră conștientă. Mintea noastră conștientă este asta care creează, din păcate, și iluzia separației și care face, creează mie iluzia că eu sunt Andreea și sunt separată de tine și de tine și de tine, fără să trăiesc în fiecare clipă cu conștientizarea că sunt perfect conectată și sunt parte și sunt una cu tine. Și asta sună ca o chestie, ca un dicton din ăla deștept. Dar știți ce am citit recent? Hai să vă zic. Am găsit o carte, m-a atras foarte tare. Se numește Tao Fizica. O găsiți prin librării și așa mai departe. Dar în Tao Fizica, mai mult decât înainte, Fritjof Capra explică că la acel nivel cuantic, subatomic, da? Deci să zicem, ai celula mare, în celule există atomi, în atomi există protoni, neutroni și așa mai departe, când te duci acolo și te uiți mai în jos, nu găsești nimic, nu găsești separare, sunt doar posibilități, este doar energie, este doar vibrație. Și oameni de știință, în căutarea particulei sau să zicem acestei construcții materiale care ar putea să dea sens fizicii clasice, au descoperit că nu există materie, că nu există decât interconectare. Noi toți suntem o supă. Suntem o supă, suntem o mare, un ocean. Și practic nici măcar nu există posibilitatea să scap din oceanul ăsta. Asta e vestea proastă. Adică aia care mai cred încă că prin moarte poate să scape, nu scăpați, fraților. Voi sunteți parte din oceanul ăsta și sunteți pentru totdeauna. Odată apăruți în creație, noi suntem și nu mai avem cum să dispărem. Suntem. Noi existăm și existența este eternă. Și e foarte tare. Și v-am întrebat care e scopul vieții tale. Dar nu te-am întrebat cine ești tu. Deci, o bună întrebare de la care ar fi să pornim în acest demers ar fi: bun, dar cine ești tu? Pentru că la întrebarea asta, de fapt, noi toți suntem un ansamblu. Nu poți să spui că sunt doar o meserie, sunt contabilă sau sunt mamă sau sunt femeie. Suntem multidimensionali. Avem un corp, avem o minte, avem un sufletel, poate mai avem și un spirit, adică viața din noi. Și știți ce am întâlnit în această contemplare? Că fiecare din elementele astea are propria lui agendă. Ați vrut vreodată să slăbiți? Ce părere a avut corpul vostru? Ce părere a avut mintea voastră?
mintea o și stabilit chestia asta, gata, de mâine mă duc la sală, de mâine mă las de fumat, dar corpul s-a dus la frigider, m-a dat iama în el. A? Nu? Sufletul, cred că i s-a fâlfâit, dacă te-ai apucat tu de dietă sau nu. Iar spiritul, cred că e bine, mersi, adică viața din noi trăiește în continuare și se manifestă. Dar, de multe ori, ce oamenii trăiesc în iluzia că ceea ce înseamnă viață sunt, de fapt, senzațiile corpului nostru. Eu trăiesc pentru că simt, trăiesc pentru că văd, trăiesc pentru că aud, trăiesc pentru că gândesc, pe sistemul ăla cartezian, știi, gândesc deci exist. Mare prostie zis ăsta, că oamenii existau și înainte să gândească. Și, nu? Deci, a venit nenea ăsta, cartezianul ăsta, René Descartes, și ăsta a zis, gândești deci exist. Și de atunci s-a terminat filmul. Pentru că de atunci, dacă până atunci oamenii se bucurau de corpul lor, de chestii de astea, de atunci trebuie să gândească. Că vezi, Doamne, că li s-a inoculat ideea că fără gândire nu există viață. Dar să știți că cei mai fericiți oameni pe care i-am întâlnit pe principiul ăla cu ferice cei săraci cu Duhul, au fost aia care reușesc să gândească mai puțin. În schimb, pentru că noi am căzut în capcana că credem că avem nevoie să gândim, am hrănit intelectul atât de mult, încât în loc să mai trăim viața, ne trăim gândirea. De când mă trezesc de dimineață, ok, astăzi la ce trebuie să mă gândesc, ce probleme am, hai să mă mai gândesc un pic la chestia aia, dar pentru că suntem identificați cu mintea noastră, ce ne trece prin cap înseamnă că eu gândesc, am și acest corp, am o viață întreagă pe care eu trebuie să trăiesc ca să onorez corpul, să onorez mintea. Nu mai contează că eu exist și dincolo de ele. Prima dată trebuie să ne ocupăm de astea. Și ce se întâmplă este că puțini oameni au înțeles că ei au un corp. Cei mai mulți trăiesc cu ideea că ei sunt corpul. De? Mie mi-e foame. Pe mine mă doare genunchiul. Nu că am un corp la care experimentează o anumită senzație în zona abdomenului. Nu că genunchiul are o senzație în zona respectivă. Nu. Eu, mie mi-e foame. Pe mine mă doare. Și trăim identificați cu chestia asta corporală, lucru care e de bine, dar pe jumate. Pentru că dacă eu mă identific cu corpul meu, și pe celălalt îl identific cu corpul lui. Astfel încât dacă el moare, s-a dus săracul. S-a mai dus unul. Era tânăr, era bun, dar s-a dus. Pentru că în acea paradigmă, eu sunt corp, el e corp. Și de acolo trei sferi din suferința omenirii. Ori de, din moment ce eu mă identific cu un obiect, pe celălalt îl identific cu un obiect, orice separație a obiectelor este o separație a sufletului. Ceea ce este o prostie. Din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere spiritual, noi niciodată nu suntem separați. Nici acum, nici n-am fost. Dar dacă eu sufăr pentru că a murit o persoană, este pentru că identificam acea persoană cu acel corp. Și câți ați făcut regresii în viața anterioare? Ok. Mă, știi ce e amuzant cu regresiile în viața anterioare? Este că te prinzi că și dacă vrei să scapi de ei, tot nu scapi. Adică chiar și neamurile alea cu care te bucuri că Doamne ajută, o pleca și ăsta am scăpat de o grijă, dar nu spui la nimeni că nu-i frumos, bă, tot cu ea te întâlnești. Dar până când trăiești în iluzia că eu sunt corpul ăsta, tu ești corpul ăsta, fiecare separare, fiecare plecare provoacă o suferință. Dacă am reușit să ne debarasăm de acest tipar mental, am putea să ne bucurăm de corpurile astea și să ne dăm seama că da, acum am un Ferrari, mâine, viața viitoare am un Mercedes, după aia mi-au o Dacia, mă plimb cu diverse instrumente. Iar aceste instrumente au nevoie să fie îngrijite, dar ele nu sunt identitatea mea. Știi? Pentru oameni, e ușor să zică mâna mea, adică e ca și cum e un obiect. Dar eu, pe mine, mă, în momentul în care apar senzațiile, apare identificarea.